Cel puțin 13 oameni au murit și alți 70 au fost răniți într-un accident grav aseară la metroul din Mexico City. O garnitură cu pasageri s-a prăbușit odată cu o parte de linie suspendată a rețelei de transport din capitala Mexicului. Trenul a căzut cu tot cu vagoanele pe care le susținea. Mai mulți medici și pompieri au intervenit în căutarea supraviețuitorilor. Potrivit autorităților, accidentul s-a produs când o mașină a lovit un stâlp de susținere al liniei suspendate. Acțiunile de salvare se desfășoară și în acest moment.